Începem o prezint rubrica la ordinea zilei. Astăzi, pentru toți ascultătorii noștri din diaspora, această emisiune și nu doar pentru ei, vorbim despre românii din diaspora împreună cu pastorul Marius Livanu, de lângă Veneția de la Mansu, din Italia, președinte al Consiliului Românilor de pretutindeni. Mai întâi, ce înseamnă Consiliul Românilor de pretutindeni? Consiliul Românilor de pretutindeni este un for apolitic, constituit în vederea închegării relațiilor dintre asociațiile românești din diaspora cu instituțiile statului român. În 2016 a fost constituit, teoretic ar trebui să, să fie realeasă, noua conducere încă nu s-a făcut prea mare lucru pe tema aceasta, dar cert este că românii din, din diaspora sunt, sunt o forță și doresc o tot mai bună reprezentare și doresc o tot mai bună legătură cu cei din, din România, mai ales cu instituțiile statului român. S-a văzut acest lucru, inclusiv la alegeri, chiar sunt o forță românii. Da, dacă ar fi să vorbim numeric, din diaspora. Da, dacă ar fi să privim numeric, românii din diaspora sunt foarte, foarte mulți. Eu estimez că sunt undeva la 10 milioane de, de cetățeni, dar vorbim de mai multe feluri de migrație, vorbim de migrația veche, cea care a fost îndreptată în mod special spre Statele Unite ale Americii, Canada și Australia, oameni care nu mai au documente românești. Deja sunt la a doua generație acolo. La a treia chiar, la a treia generație vorbim de copii, copiilor celor care au fost născuți acolo, care da, ar, ar putea avea sau au cetățenia românească, dar nu mai au... Interes. Nu, mai au da, nu mai au interes sau nu mai au documente, pentru că și aceasta a fost o problemă, obținerea documentelor și așa mai departe. Vorbim despre o imigrație recentă spre Europa. Undeva între 3 și 5 milioane. Da, sunt, sunt mai mai mult de 3 milioane, pentru că doar în Italia avem 1 milion jumătate, în Spania sunt 1 milion 200 și apoi... Uh, Sute de mii în Marea Britanie, în Franța, Belgia, Grecia, și așa mai departe, Germania, Austria, sunt comunități destul de, destul de mari. Deci cel puțin 5 milioane sunt în, în recent. Europa, recent. Apoi, dacă ar fi să mai vorbim și despre comunitățile istorice. Republica Moldova, vorbim despre Banatul sârbesc, vorbim despre Bucovina de Nord și despre uh, toate cele sate uh, românești din jurul României care nu mai fac parte din uh, teritoriul României, îi putem numi și pe ei români de pretutindeni. Care este cea mai mare problemă pentru românii din diaspora acum? Da. Probleme sau diferă de la țară la țară? Diferă de la țară la țară. Fiecare țară are specificul ei. Multe din probleme s-au mai rezolvat pentru că au emigrat în diaspora și oameni care aveau studii superioare și aveau nevoie ca aceste studii superioare să fie recunoscute. Cu ani în urmă era destul de greu și am avut cazuri de medici și de ingineri care uh, duceau o viață normală, am spune. Noi lucrau uh, uh, la locuri de muncă simple, simple angajați, până la echivalarea studiilor a fost destul de greu. Acum este mult mai ușor, avem 10.000 de, de medici, de exemplu, numai, numai în Franța sunt 10.000 de, de medici români, în Italia de asemenea uh, ingineri ce dificultate avem noi este că așa cum este structurată societatea la uh, timpul nostru e că știrea nu este întotdeauna cea pozitivă, știrea doar cea negativă și atunci doar uh, infractorii e, ajung pe televizor. Ajung, da. Din păcate, nu ajung cazurile pozitive, nu ajung milioanele de români care fac ceea ce este bine în, în diaspora. Sunt foarte mulți aceștia. Noi am avut aceeași problemă, de exemplu, în Italia, la un moment dat, în 2008, a fost atât de mediatizat un, un caz infracțional, într-adevăr, destul de grav dar prea mediatizat și a stigmatizat uh, întreg poporul român. Da? Atunci s-au făcut niște niște analize și pornind de la statistici, de la evidențe clare, de la numere, nu de la percepție, s-a ajuns la concluzie că de fapt românii, au un nivel de infracționalitate mult, mult mai scăzut decât uh, al italienilor, de exemplu. Serios? Da, adică am spus așa, bun, haideți să luăm cazurile penale, uh, infractorii, să vedem numeric dacă uh, românii sunt infractori sau nu, la un milion de uh, cetățeni. Raportat procentual. Porcent evident. Da, procentual. Să vedem cum, cât sunt. Și s-a observat că mai puțin erau cetățenii români decât cei italieni. Era foarte, foarte evident acest adevăr, dar e normal că întotdeauna presa, dacă avem un criminal italian, nu se spune un criminal italian a omorât o bătrână de... Nu. Un cetățean a omorât și atât s-a terminat. Când vorbim de un cetățean străin, imediat ieșea în evidență un român a ucis o bătrână ca să scoată în evidență treaba asta și atunci percepția era total diferită de aceea o problemă pe care o aveam era, era legată de percepția mediatică însă dincolo de percepția mediatică noi avem o, o, o altă bază și anume percepția personală de exemplu în acele momente în 2008 chiar acolo unde suntem noi în Mansuie Mansuie este o localitate de 4000 de locuitori dar de cine au un record Chiar atunci am aflat despre acest record pentru că o televiziune națională, pentru că acest caz era foarte mediatizat, comunitatea românească a intrat în lumina reflectoarelor și atunci s-au făcut multe studii pe caz. A fost intervievat de această televiziune primarul localității Mansuie, unde suntem și noi, unde avem și noi o comunitate destul de numeroasă și atunci am aflat că, ca și procent, cei mai mulți români sunt acolo, ca procent, 25%. din, din localitatea aceea? Da, doar din localitatea aceea. Și atunci, televiziunea s-a dus și a spus acelui primar care era chiar de la un partid de dreapta, Liga Nord, și a spus, cred că dumneavoastră aveți cele mai multe probleme, ținând cont că aveți ca și procente cei mai mulți români aici, aveți cu alte cuvinte cei mai mulți infractori, cei mai mulți. S-a dat un răspuns foarte evident, foarte clar nu avem probleme, percepția noastră personală este alta, oamenii vin, muncesc, plătesc taxe, plătesc taxe. și aici iarăși și pe anul 2019 statisticile au arătat că uh, cifrele sunt foarte mari legate de produsul intern brut, așa cum îl denumim noi, uh, aportul pe care l-au adus românii, Statistici clare care arată câți români sunt șomeri: sunt mult, mult, mult mai puțini decât italienii, pentru că nici nu și-ar permite, pe de altă parte, nici nu rămân acolo dacă ar fi să rămână fără servici și așa mai departe. Deci sunt mult mai puțini, sunt mult mai activi. E adevărat că vorbim despre o emigrație tânără, vorbim despre o medie de vârstă destul de joasă. Eu, de exemplu, am făcut în anul 2004 în Roma, în biserică, unde, unde media de vârstă era de 26 de ani. Acum am făcut media de vârstă undeva la 32 de ani, să se aici cu 34 de ani medie de vârstă, deci acolo suntem între 30 și 35 de ani media de vârstă. Vorbim de o forță de muncă, activă, implicată, oameni care doresc să-și facă un viitor și așa mai departe. Deci percep, percepția personală a oamenilor este diferită decât de percepția mediatică. Deci cam care este aportul românilor din Italia la PIB-ul Italiei, la produsul intern brut? Din ce mi-am amintesc era ceva legat de peste un miliard, un miliard 300 sute de, de euro. Sunt cifre acum așa din memorie, mi-este greu pentru că lucrez foarte mult cu cifrele acum. <laughs> Mai e foarte prinde. interesant că forța de muncă a românilor pleacă peste hotare, și acum în România este o criză de forță de muncă incredibilă. Se aduc, de exemplu, eu știu, pentru hoteluri, se aduc muncitori din Sri Lanka sau pentru construcții din Vietnam sau uh, din alte țări. Da, cine nu învață din greșelile trecutului este condamnat să repete acele greșeli. Eu am studiat fenomenul emigrației, care este un fenomen complex, actual și am studiat fenomenul emigrației italiene. Pentru că. Și italienii au emigrat la rândul lor cu ani în urmă. Tocmai aici, privind spre istoria lor, eu deja pot să vă spun ce se va întâmpla peste 10 ani, peste 20 de ani, vă pot spune care vor fi prețurile la case aici, cum se vor vinde casele peste 20 de ani, când cei care construiesc acum sau au construit cu 20 de ani în urmă vor vinde casele pe care nu le vor locui copiilor, nu se vor întoarce aici, așa mai departe. Adică am studiat acest fenomen la. Interesant, văzut. românii care au plecat dincolo și au construit case foarte mulți în România, dar nu se mai întoarce. În casele respective? Da, case ah, foarte mari, nu interesant. au fost făcute după exigențele wow. reale și eu văd acest fenomen așa cum s-a întâmplat el în, în Italia. Italia are 60 de milioane de locuitori și are tot 60 de milioane de locuitori în afara granițelor țării. Până în anul wow. 78 a fost. Deci pe... 120 de milioane de italieni da, pe planetă? Sunt, da, da și i au avut o imigrație cu câteva zeci de ani înaintea noastră deci noi putem învăța lecția italiană pentru noi este o lecție de viață din care noi ca și societate putem învăța ce s-a întâmplat practic în anii 77 78 s-a ajuns la migrație zero, adică până în 77 Italia a fost un popor de emigrație, adică oameni care plecau, migrația externă, oameni plecau în afară, în Canada, în Australia, în Statele Unite, în Europa și așa mai departe. Apoi, din 78 au început să se întoarcă, în așa fel încât emigrația a ajuns, a ajuns la cota zero, adică plecau oameni, dar totodată a, tot ce se întorceau după care Italia a devenit un popor de imigrație, adică din afară se imigreze spre Italia, a devenit țintă. Din anii 90 a început să fie ținta românilor, albanezilor, polonezilor mai, mai la început, apoi polonezii s-au retras, au venit românii, România au rămas mai mult și vor rămâne mai mult, albanezii au venit foarte mulți. Da, este criza aceasta a imigranților, dar nu prea rămân în Italia mult. Mai degrabă prefer Marea Britanie, Franța, Germania și așa mai departe. Ceea ce am observat că această forță activă de muncă a românilor rămâne în Italia și aduce aportul acolo și se stabilește acolo. Deci, cum estimați că vor merge prețul caselor în România? Câți vor mai emigra din România? Câți vor mai pleca din România? După modelul Italiei, cam pe unde credeți că putem estima că se va ajunge? Da, din. Din păcate, din păcate, dacă nu se activează niște politici concrete, România va fi încă o țară de emigrație. Încă va fi o țară de emigrație, încă vor pleca în afară pentru că vor vedea niște modele care îi vor, care vor inspira tinerii vor dori să plece. Nu vor avea aici destule condiții, destule avantaje, destule beneficii, granițele încep să dispară, avem destule mijloace de transport să revenim oricând, distanțele nu mai sunt o problemă și de aceea, mai ales în Europa, încă va fi o emigrație nu așa de intensă ca și în 2007, care a fost anul din care s-a emigrat cel mai mult. Anul intrării în intră Uniunea Europeană. Da, da, când s-a. Potut circula libertar Există încă o emigrație Și să vă așteptați că uh, Vor fi tot mai mulți Și chiar dacă vor fi puțini Vor fi puțini și datorită altui fapt Faptului că Din România la ora actuală lipsesc două generații Am stat de vorbă cu politicienii români Și le-am explicat uh, Aceste adevăruri Gândiți-vă că Cei născuți în anii 70-80 au emigrat cei mai mulți, mai mult de jumătate sunt emigrați. Statul român nu face prea mult pentru a, evita, a avea o evidență clară, tocmai pentru a evita multe alte probleme. Dar cei mai mulți au emigrat. Problema este când emigrează o generație, tu nu ai pierdut o generație. Vorba aceea biblică, atunci când Cain a ucis pe fratele sau Abel, el practic a ucis un sfert din populația globului. Adică a dispărut în România o generație, generația anilor 70-80, dar implicit a dispărut și generația copiilor lor și a copiilor copiilor lor. Adică copiii wow. mei sunt în Italia, la rândul lor copiii copiilor mei vor rămâne în Italia și atunci România pierde nu doar o generație, 2, 3, 40 și așa mai departe. Nu Pentru m am că... gândit la acest fel uh, Și uh, ca să vă spun adevărul cum este și le-am le prezentat câteva statistici clare. Noi, de exemplu, avem o rată a nașterilor, o rată a nașterilor care este extrem, extrem de mare. Da? Noi, să zicem, o biserică de 500 de membri are în medie anual nașteri de 40-50 de copii. 10%, 10%. E 10 foarte mult. Le-am spus, le-am explicat. Imaginați-vă ce-ar fi să aibă România pe ansamblu. Da, să aibă România, la 16 milioane de locuitori, să aibă 1.600.000 de copii în anual. Anul. Extraordinar. explozie da? demografică. Ei, explozia asta demografică există, dar există în diaspora. Pentru că nu uitați, adevărul, de asta uh, revin la istoria Italiei. Italia este o țară îmbătrânită au rămas bătrâni, au plecat copii, au plecat generațiile, se vând casele, nu mai există populație suficientă, e problema pensiilor, cine plătește pensiile, cine întreține, cine îngrijește bătrânii și așa mai departe și atunci au nevoie de o forță activă, au nevoie de o împrospătare a generației și au nevoie de tineri, au nevoie de copii. Și s-au dus românii. S-au dus românii și vor rămâne pentru că se oferă condiții, pentru că în linii mari politica până la urmă aceasta este... Dar în România rămâne un gol un mare Rămâne gol. un gol imens Și un gol care se va amplifica Aici e problema Golul acesta va deveni din ce în ce mai mare Pentru că lipsește, așa cum am spus, nu doar o generație Ci de acum vor lipsi Zeci de generații dacă oamenii aceștia nu se întorc Și spuneam de câteva politici Una dintre ele a fost deja activată De exemplu problema Certificatelor de naștere. Adică se nășteau copii acolo, nu aveau certificate de naștere, oamenii nu-și mai iau documente românești pentru că costau prea mult, cheltuială multă, birocrație tipic românească și așa mai departe. Preferau cetățenia italiană, documentele italiene care sunt simple, ușor de, de, de obținut și așa mai departe, puțin costisitoare și așa mai departe. La finalul discuției noastre, credeți că S-ar putea face ceva pentru îmbunătățirea situației, adică ce ar trebui să facă politicienii români să se trezească să cumva să oprească acest exod. Și din câte știam, România are uh, cel mai mare număr de emigranți pe timp de pace. Da. Dintre toate țările planetei. Da, cel mai mare număr de emigranți, cele mai mari comunități în multe din țările Europei sunt formate din, din români. Noi nu realizăm încă destul de bine complexitatea acestui fenomen. Este un fenomen social extrem de, de, de important și cifrele reale, eu cred că ar speria pe oricine cifrele reale. Nu, nu se vorbește prea mult despre ele, nu au intenția să să le facă publice, dar situația este dezastruoasă la, la ora actuală. S-ar putea face multe lucruri, unul din ele ar fi în primul rând reprezentarea, reprezentarea politică. Da? Dacă A vorbim despre... De, e vorba de uh, reprezentarea de exemplu în Parlament. În România avem uh, un reprezentant la 70.000 de, mii de locuitori. Dacă ar fi să privim așa, diaspora este prea puțin reprezentată, dacă ar fi să privim doar spre datele statistici oficiale, 5 milioane de români, ei bine, noi avem 4 deputați și 2 senatori. E normal că problemele românilor nu vor fi niciodată abordate în mod co corect și concret în Parlamentul României sau în guvern, în momentul în care nu avem reprezentanți de acolo, ci doar reprezentanți de acasă care se prefac și ei că reprezintă uh, românii din diaspora. Da, este o situație tristă pentru România. Deci, cum vedem, din punct de vedere demografic, uh, viitorul nu sună bine pentru România? Uh, unde mai punem, uh, din câte știam, uh, ca o națiune, ca o etnie să supraviețuiască, mi se pare. Rata nașterilor trebuie să fie cel puțin 1,4 pe femeie sau 1,5 pe femeie, altfel națiunea respectivă se stinge. Dispare din istorie. Date fiind avorturile în România și suntem pe primul, primul sau al doilea loc la avorturi, cred că pe al doilea, dar oricum, România și Rusia sunt singurele țări din istorie care și-au avortat un număr egal cu numărul cetățenilor în viață un număr de copii egal cu numărul cetățenilor în viață. Da, și acesta este un, un dezastru, dar vorbim și despre avortul acesta politic, dacă îl putem numi așa, avortul social al românilor care, care au plecat și nu sunt doriți aici în țară, nu sunt doriți pentru că. Asta este la ora actuală linia, linia politică, dincolo de partide, dincolo de ceea ce se spune și se uh, proclamă. Se face foarte puțin pentru reintegrare, pentru întoarcerea românilor acasă, dincolo de afirmațiile publice ale politicienilor. Se face prea puțin uh, pentru că. Ceea ce doresc românii din diaspora dincolo de vorbe e să vadă acțiunile, să vadă schimbările care ar trebui făcute. Și vorbim în primul rând de câteva majore. Care e sunt? Infrastructura. Da, interesant, chiar vorbeam ieri cu cineva, infrastructura în România, dacă ni s-ar fi construit autostrăzi dintr-o dată, nu ne interesa. Acum ne bucurăm extraordinar pentru 5,4 km de autostradă wow, s-au mai inaugurat 5,4 km de este o știre națională deja <laughs> noi care trăim în, în diaspora și vedem cum se construiesc kilometri de autostradă și ca preț, și ca timp nu știm nu, nu găsim cuvinte să, să putem să, să putem evalua ceea ce se face în România, nu știm nu îmi spunea cineva, ce. dar este o știre neverificată 75% se fură din costul unei autostrăzi, dar este o știre neverificată. Este costurile doar sunt mult mai mari decât uh, în afară, costurile de pe kilometru de autostradă sunt mult mai mari iar uh, timpul e de 10 ori mai deci vom aștepta din păcate noi nu vom da. prinde poate copiii noștri, poate nepoții noștri, da. nu știm cine va reuși să prindă. Deci vorbim despre uh, sistemul medical în al doilea rând care Suferă foarte mult din lipsa personalului, din atitudini și așa mai departe. Sistemul birocratic, birocrația încă în România este o, o problemă destul de acută și sistemul de învățământ. Aici sunt patru, patru factori care determină pe românii încă să stea departe pentru că au văzut diferențele. Celelalte pot fi mai ușor, mai ușor depășite, dar cel puțin în, în aceste patru aspecte românii sunt destul de reticenți. Dar românii din diaspora apar în prim plan la televiziun la alegeri, să ne salveze românii, din, sau mă rog, unii care aș, își doresc să câștige țache sau mache, X sau Y, românii din diaspora, imediat toate televiziunile sunt pe românii din diaspora și cozile de acolo care să salveze alegerile sau să influențeze alegerile într-o parte sau într-alta. Da, nu mai nu mai avem cozi. Iată, la ultimele alegeri a fost o participare masivă și foarte bine organizată, deci nu mai văd o, o mare problemă. Din păcate, s-a capitalizat de către o parte a politicii românești prezența românilor din diaspora și câteva din problematicile care au fost acolo. Dar ca om care a trăit în Italia aproape 30 de ani, întotdeauna am colaborat, bineînțeles, cu instituțiile statului român, ambasada, consulatele și așa mai departe, întotdeauna pentru organizarea alegerilor, au plecat de la alegerile anterioare. Ei, și a fost o creștere, am avut, de exemplu... Adică în... au estimat la alegerile da. anterioare cât, cât s au votat, cam atât s vor vota și Ca acum. să tot. vă dau un exemplu, ca să vă dau un exemplu concret. Uh, undeva în anii 2008-2009, în toată Europa, în toată Europa, au participat la alegeri 9.000 de români. Chiar îmi spunea atunci ambasadorul, domnule, voi să avea o șansă uriașă dacă aveți 4.000 de, de, de cetățeni care vă votează sau votează un candidat al vostru în Italia și noi eram peste, eram 5.000, dacă voi 5.000 vă uniți și mergeți și votați, voi decideți orice candidat doriți dumneavoastră, pentru că pe Europa a votat sără doar 9.000 de români la acea dată. Normal, următoarele alegeri uh, au votat mai mulți, și automat că între 9.000 și 20.000, 30.000 cât au votat a fost o diferență și au fost probleme. Când 30.000 au devenit 100.000 a devenit iarăși o problemă. Când 100.000 au devenit 300.000 a devenit o problemă. Acum au votat 500.000, au estimat pentru că tocmai a fost această mediatizare care nu a făcut rău dintr-un anumit punct de vedere pentru că s-au pregătit, așa cum am spus, trebuie să privim spre milioanele de români care sunt în afară și să le creăm și condițiile să voteze, dar nu nu e suficient să voteze, noi nu avem doar dreptul de a vota, trebuie să avem și dreptul de a fi votați, trebuie să avem dreptul de a avea reprezentanți realei noștri din diaspora care să participe la, la viața politică și socială a țării. La final aș vrea să vă rog pentru data viitoare, nu mai avem timp astăzi, să discutăm despre situația bisericilor și a credincioșilor din diaspora. Astăzi ne-am focalizat doar pe lucrurile care țin de lumea da, Eu aș, fi preferat să vorbim mai mult despre situația bisericilor. E mai importantă, mai interesantă aceasta. Eu de obicei nu, nu fac politică. Dar nu, n a fost politică acum, ci a fost doar o da, o da dar, nu, dar aici subliniez, nu, nu fac politică în general, dar ca reprezentant al comunităților românești din diaspora și al comunității evanghelice, pentecostale din, din Italia, e normal că Mă implic și în acțiuni de felul acesta, și trebuie să facem demersuri pentru a îmbunătăți viața românilor, implicarea românilor, drepturile românilor, pentru că multe din acestea, tocmai așa, au fost dobândite prin reacții de felul acesta și ne dorim, ne dorim o implicare. Mai Data viitoare, în episodul următor, v-aș să discutăm despre situația creștinilor din diaspora români. A fost împreună cu noi domnul Marius Livanu, pastor în Mansiu, lângă Veneția. Președintele Consiliului Românilor de pretutindeni, astăzi am discutat în special, am făcut o radiografie a majorității problemelor românilor din diaspora. Data viitoare ne vom focaliza pe partea spirituală, doar pe situația bisericilor și a credincioșilor din diaspora. Mulțumesc pentru atenție, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!